La finalul primei zile a Forumului Economic Mondial de la Davos, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Interlocutoarele au discutat despre programele finanțate de BERD și realizate în prezent în Republica Moldova, inclusiv programele de investiții în infrastructură și de sprijin pentru consolidarea independenței energetice, dar și despre programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului și-a exprimat speranța că Berd va continua programele pro-business în Moldova în noua strategie de țară pentru Moldova pentru anii 2023-2028, acestea reprezentând un pas important pentru creșterea prosperității cetățenilor. Trebuie să ajutăm cât mai mulți antreprenori mici și mijlocii să-și crească afacerile și să creeze noi locuri de muncă acasă, dacă dorim ca oamenii din Moldova să trăiască mai bine în țara lor, a subliniat președinta Maia Sandu.